Bună seara, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu. Vă salut cordial în numele Domnului Hristos și doresc ca să împărtășesc în această seară cu dumneavoastră un subiect care poartă un titlu destul de incomod și anume Urâți de toți. În această seară aș dori să răspund la o altă întrebare care mă frământă pe mine și cred că frământă cam pe toată lumea. Vor cădea multe frunze în toamna aceasta? Ne îndreptăm, dragii mei, cu pași repei spre o toamnă care ne este datoare ca să ne spună dacă aceasta va fi ultima toamnă a lumii libere sau vom mai aștepta o altă toamnă până când persecuția, încercările vor veni așa cum sunt așteptările noastre ca popora lui Dumnezeu. Ca să răspund la această întrebare, trebuie să citesc câteva declarații din uh, Scriptură. Prima este din Luca, capitolul 13, versetul 7 la 9. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Tai-l! La ce să mai cuprindă pământul degeaba? Dragii mei prieteni, această declarație aparține lui Dumnezeu. Este parabola Mântuitorului cu smochinul care nu doar roadă, nu dă roadă, dar mi se pare mie că este și declarația domnului Harari, care făcea o declarație destul de urzicată, așa ca să spun, că în timp ce inteligența artificială se dezvoltă, și abilitățile robotizării depășesc abilitățile individului sau omului, ce ne facem cu atâția oameni nefolositori? Să-i tăiem, că doar ne-ar duc roată. Parcă zici că vorbește din Biblie. Taie-l, să nu mai cuprindă pământul degeaba. E, această declarație, probabil că aplicată, pervertită, îmbunătățită, această declarație se potrivește globaliștilor care doresc această depopulare a planetei, nu? Doamne, i-a răspuns Vierul, domnul Hristos, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur în prejur și am să-i pun gunoi la rădăcina. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Acum, ce este interesant în această declarație? Iată, prieten că sunt trei ani. Deci expresia din parabolă nu este întâmplătoare. Dumnezeu a zis vierului, sunt trei ani de când vin ca să caut Rod la smochin. Smochinul reprezintă poporul lui Dumnezeu, reprezintă biserica lui Dumnezeu, reprezintă urmașii lui Dumnezeu din tot conglomeratul acesta creștin care prezintă doar frunze și fără, fără roade. Și atunci, după cei trei ani de har care ne-au fost oferiți nouă, oamenilor, în parabolă, dar chiar și în plan real, în timp real, Domnul Hristos spune mai dele un an. Iată că din 2020 până astăzi, în 2023, dragii mei prieteni, au trecut aproape trei ani de zile de când trăim calvarul, delirul, isteria unei crize la nivel mondial comentată de oameni în diferite forme și diferite abordări. Ce este interesant este că Domnul Hristos spune, mai lasă-l și anul acesta. Și dacă poporul lui Dumnezeu nu dă roade în al patrulea an, atunci atâi el și nu o mai opun. Asta înseamnă că Domnul Hristos însuși, în calitate de vier, în calitate de mijlocitor, în calitate de mare preot, spune, dacă în al patrulea an nu dă roade, eu nu mai mijlocesc pentru el. Iată că marele preot în santuarul ceresc spune că voi fi de acord cu tine ca să încheiem harul, dacă smochinul acesta nu dă roade în al patrulea an. Iată că aproape s-au consumat, așa cum spuneam, acești trei ani, de când lumea a suferit schimbări majore și chiar irreversibile. Intrăm curând în al patrulea an, după calculele Domnului Isus, și dacă smochinul din parabolă nu va da roade, se pare că vierul Ceresc, Marele Preot, nu prea mai are niciun argument pentru amânarea. Tăierii copacului fără roade. Matei, capitolul 3, versetul 10, ne spune: Iată că securea a și fost înfită la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Făcând o revizuire a celor trei ani, putem pune o întrebare legitimă: s-a schimbat lumea cu ceva de când a început criza? Sau oamenii, dacă vreți? Își continuă lumea cursul natural către ieri, ca și înainte? Dumnezeu dorește revendicarea teritoriului vândut de umanitate. În mod nedrept. Pe nimic. Unui rebel cosmic. Dumnezeu spune: Este de ajuns până aici. Pământul cu tot ce este pe el este al meu, zice Domnul. Știți, în 1990, Carl Sagan. În cartea sa Science as the candle in dark, știința o candele în întuneric sau o lume frământată de demoni, consemna următoarele observații care mie mi-au rămas stocate sau au rămas blocate în fișierul procesării conștiinței mele. Am ajuns, noi oamenii, incapabili să distingem între ceea ce ne face să ne simțim bine și ceea ce este adevărat sau practic realitate, nu mai distingem, realitatea de fantezie. Și ce spunea același autor în 1990, 33 de ani în urmă, alunecăm aproape fără să observăm, înapoi în superstiție și în tuneric, adică în evul mediu. În timpul Inchiziției, în timpul acelei perioade de 1260 de ani în care biserica a pregătit și a produs în mod profesionist cea mai rafinată mașină de persecuție, tortură și moarte în numele Domnului Hristos, Inchiziția. E, acest autor de carte spunea, ne întoarcem, alunecăm, aproape fără să observăm, înapoi, în superstiție și întuneric. Și zic eu, adică a evului mediu. În această toamnă se va observa disperata atitudine de trădare a oamenilor. Prieteni, va fi o inflație de iude. Argintul strălucitor și o coajă de pâine va repeta istoria rabinilor, care pentru un trai mai confortabil la Auschwitz sau în lagărele de concentrare pe unde au fost, făceau ei listele cu numele membrilor pe care îi păstoreau. Dragii mei prieteni, să se repete istoria cu noi este, zic eu, tendința oamenilor de a se întoarce în Evul Mediu întunecat, după cum spunea Carl Sagan în cartea sa. Primul indiciu de întoarcere la Evul Mediu este tirania intoleranței și abolirea libertății de conștiință de care papa era atât de terifiat pentru că era exact opusul ideologiei Bisericii care a creat Evul Mediu. Când Inchiziția în, intra într-un sat, toți sătenii știau că dacă nu sunt parte din gașta turnătorilor, vor fi suspectați ca fiind eretici. Și astfel, teroarea acestei mașini de tortură numită Inchiziția Papală a dezumanizat omul până la maxim. Se ajunsese că atunci când Inchiziția intra într-un sat, toată lumea acuza pe toată lumea de frică. Zeloși pentru o cauză care le făcea viața mizerabilă, oamenii își permiteau să-și irosească ultima suflare, cu ultima respirație, vreau să acuze pe cineva, ca să-și extindă crâmpeiul de viață cu o secundă sau două. Omul de tot ce are, piele pentru piele, nu e așa? Știți, există o declarație care confirmă și întărește sau susține sau justifică, explică de ce oamenii au un comportament de brutus, de ce oamenii au comportament de bestie în momentul în care ajung să trădeze. De fiecare dată când are loc o persecuție, cei care sunt martori la ea se hotără să fie pentru Hristos sau împotriva lui Hristos. Aceia care își arată simpatia pentru cei condamnați pe nedrept, dovedesc legătura lor cu Hristos. Alții nu se simt bine, pentru că principiile adevărului constituie o piedică în calea lor. Mulți se potignesc și cad depărtându-se de credința pe care odată au apărat. Aceia care cad de la credință în vremuri de încercare, pentru a fi în siguranță, vor aduce mărturie mincinoasă și vor trăda pe frații lor. O carte excelență pe care o recomand tuturor, Hristos, Lumina Lumii, pagina 630, paragraful 2. Dacă în 1990 ni se spunea că alunecăm aproape fără să observăm înapoi în superstiție și întuneric, astăzi în 2023, după 33 de ani, Cred că am atins limita trecerii acestei frontiere și acestui obiectiv, dragii mei prieteni. Ura împotriva rămășiței poporului Dumnezeu care nu merge cu trendul general, pentru că nu vrea să urce în trenul general care duce la pierzare, înfățișind presiunea extremă în care minciuna se legitimizează ca adevăr, conduce generația prezentă la dispariție sau autodistrucere. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o pleiadă de declarații care arată că, într-adevăr, spiritul de intoleranță al Evului mediu, anticipat de Hristos în Matei, capitolul 21, este aici, există și se manifestă cât se poate de real. Înainte de a trece la dovezile generației noastre, aș vrea să scot în evidență aceste declarații din Matei, capitolul 10. Fratele va da la moarte pe fratele său. Tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților și vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Matei, capitolul 10, versetul 21-22, vreau să pun și o întrebare. Cum se ajunge ca un om, un frate, să dea la moarte un alt frate? Cum e posibil ca un tată să meargă atât de departe, să dea la moarte pe propriul lui copil? Cum e posibil ca un copil care a fost hrănit și întreținut de părinți să se scoale împotriva părinților și să-i omoare? Biblia spune, veți fi urât, urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cine sunt acești toți? De ce să ne urească oamenii toți? Cine sunt acești toți? Vreau să clarific această declarație printr-o declarație foarte simplă. Și toți locuitorii Pământului îi se vor închina. Toți aceia ale căror nume n-au fost scrise de la întemerea lumii în cartea vieții mielului care a fost jumiat. Observați aici în cele două texte, veți fi urâți urâți de toți din pricina numelui meu și Apocalipsa zice și toți care urăsc poporul Dumnezeu din pricina numelui Domnului Hristos, toți locuitorii Pământului se vor închina unei alte entități, se vor închina fiarei și nu se vor închina lui Dumnezeu pentru că numele lor nu s-a găsit scris în Cartea Vieții Mielului. Un autor de carte foarte respectat făcea o declarație pentru a trece de partea unui adevăr nepopular. Este nevoie de curaj statornicie, hotărâre perseverentă și foarte multă rugăciune Evangeliz pagina 240 ca să putem să facem parte din acea rămășiță a poporului Dumnezeu să putem face parte de a, din acel grup despre care Domnul Hristos spunea că veți fi urât, urâți de toți cei care au primit semnul fiarei de toți cei care s-au angajat în această mașinație globală împotriva Lui Dumnezeu ca să putem face parte din acea grupă micuță de oameni care vor fi scuipați, huiduiți, bajocuriți, prigoniți, avem nevoie de curaj ca să stăm de partea unui adevăr care, din nefericire, prietenii, nu este popular. Adică nu e crezut de toată lumea. Cel mai dureros lucru va fi trădarea. Trădarea care va veni din familie și apoi trădarea care va veni din biserică. Nu vom fi atât de surprinși de vecinii sau cunoscuții care îi salutăm zilnic mergând la lucru, prieteni. Dar vom fi surprinși de cei care au mâncat de aceeași farfurie cu noi, cei care au întins bucățica de pâine în farfuria noastră, cei cu care ne-am spălat picioarele. Și pana inspirată spune în Luca 17 cu 34, vă spun că noaptea aceea, adică noaptea aceea a lumii, Doi inși vor fi în același pat, Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Niciodată n-au sunat mai tare în urechile noastre aceste cuvinte ale Domnului ca acum. Niciodată n-au sunat mai acasă aceste cuvinte rostite de Domnul ca acum. Ca să, prieteni, să conectez aceste declarații ale Domnului Hristos cu realitatea practică, vreau să readuc. Sau să scot în evidență vocea balaurului, care deja se înfoaie ca să înghită rămășița poporului Dumnezeu. O tehnică de comunicare care are tendința sau are scopul de a îmbăta cu vinul Babilonului oamenii din această lume. Cu sau fără cravată, unul câte unul femei sau bărbați, dacă vreți. Jurnaliști cu reputație au început să se dezbrace de caracter și să renunțe la cosmetica limbajului impus de un astfel de oficiu sau o poziție de astfel de gen, pentru a insulta pe cei care resping narațiunea lor. Ce spunea prezentatoarea de la MSNBC? Voi sunteți problema, voi cei care nu sunteți vaccinați sunteți problema. Punct. Nu vreau să mai aud nimic. O declarație destul de tăioasă, nu-i așa? Și dacă mergem mai departe la CNN, singurii pe care îi poți blama și rușina și ar trebui să le fie rușine sunt cei nevaccinați. Dragii mei prieteni, guvernatoarea statului Alabama, din nou în interviu la CNN, făcea o declarație similară. Dacă trebuie să blamezi pe cineva, adică să pui vina pe cineva, atunci dă vina pe cei care sunt vaccinați și nu da blamă sau nu da vina pe oamenii obișnuiți. Stați puțin. Care este obișnuința? Care este normalitatea? Care sunt oamenii obișnuiți? Au schimbat perspectiva și paradigma în societatea noastră. Oamenii normali nu mai sunt oamenii care s-au născut prin Harul lui Dumnezeu în lumea asta și și-au păstrat printr-o dietă, printr-un stil de viață sănătos, un sistem imunitar sănătos. Nu, ăștia sunt anormali. Ăștia sunt cei care trebuie să în față și prigoniți. Dacă ar trebui să blamezi pe cineva, atunci dă vina pe cei care nu sunt vaccinați. O altă declarație foarte interesantă de la MSNBC, o declarație a jurnalistului care se vede foarte clar, oricine cu care a intrat în contact te va învinovăți ca și noi restul care am făcut ceea ce trebuie vaccinându-se, vaccinându-se. Dragii mei prieteni, acestea sunt declarații destul de cauterice la adresa celor care n-au cumpărat narativul. Dr. Lian Wen, uh, nu, o dedicată uh, susținătoare a gândirii globaliste și a comunismului chinezesc, spunea pentru că, sincer vorbind, știu că nu putem avea încredere în cei nevaccinați. O altă declarație foarte interesantă de la CNN, o discuție, nu? Să ne punem casa în rânduială, Anderson. Nevaccinații sunt cei care reprezintă o amenințare pentru societate. O altă declarație, tot de la MSNBC, spunea cei vaccinați vor începe să poarte măști pentru a-i proteja pe cei nevaccinați. Practic îi pedepsești pe cei vaccinați pentru păcatele celor ne vaccinați. O altă declarație de la CNN care arăta că faptul că s-a extins perioada lockdown-ului și a purtării de mască și a tuturor celorlalte e din cauza celor care se refuză cu încăpățânare, dragii mei prieteni, să accepte chestia asta. Când vom înceta să mai suportăm idioții din țara asta și să spunem pe șleau, este obligatoriu să te vaccinezi. Până când vom înceta să mai suportăm pe idioții din țara asta. Expresia idiot o să vedeți că o să apară din ce în ce mai mult, mai des, în declarațiile și în dicționarul sau în vocabularul pe care îl folosesc acești domni reporte. Din nou ne întoarcem la CNN, libertatea lor da, dar afectați libertatea noastră și îi îmbolnăviți pe alți oameni și într-adevăr îi ucideți pe alți oameni. Pe anti vaxers se pare că îi ocolește moartea. Sau au ceva, un pact cu moartea. Se aude că au remedii la domiciliu. Ne întoarcem din nou la CNN. Trebuie să încercăm să facem lucruri pentru binele comun al societății și nu pentru idioții care cred că sunt capabili să facă propriile cercetări. Nu mă porni să mă apuc să comentez, nu în ghilimele, cu privire la lunaticii care nu vor să ia niciunul dintre vaccinurile COVID. Și iată-l pe Arnold, marele actor. Terminatorul, care așa începe, de fapt, să demareze linia declarațiilor vulgare. Se pare că îmi deranjezi libertatea neimită pe noi. Și atunci el folosește mă, puncte puncte, vulgar pe libertatea ta. Declarație de actor, om care a impresionat lumea cu bunătatea lui de salvator. Acesta este adevăratul caracter acestor oameni. Acum se dă de fapt masca jos. O dezbatere, o discuție, viața este prea scurtă ca să fie un puncte puncte vulgar. Viața este mult prea scurtă pentru a ignora promisiunea a ceva care ajută oamenii în întreaga lume. Marele, uh, doctor Anton, Antoni Fauci, care a spus. Aproape că vom vedea o Americă de două feluri. Și acum eu vreau să pun o întrebare. Dacă America s-a împărțit în două, credeți că lumea nu s-a împărțit în două? O declarație destul de ca un duș rece. Singurii oameni care mor sunt cei nevaccinați, și pentru că cei care răspândiți dezinformarea, rușine să vă fie, rușine. Nu știu cum dorm unii noaptea. Întrebarea este retorică, evident că și noi ne întrebăm, nu știm cum dormiți voi noaptea, când mințiți pe oamenii la asta. Dar se îngroașe gluma, dragii mei prieteni, și se pare că în acele timpuri, domnul președinte iese în fața camerelor de la vedere și face o declarație băgați de seamă, răbdarea noastră se apropie de sfârșit. Cei care nu sunteți vaccinați, trebuie să plătiți prețul. Dragii mei prieteni, prețul ăsta îl știm de 2000 de ani și mai bine care este prețul supunerii față de Cuvântul Lui Dumnezeu. Reamintesc acele două declarații extrem de celebre, care le-am mai amintit și uh, săptămâna trecută, în care ni se spunea că raportul de căderii de, din marile noastre orașe nu, nu poate fi înregistrat de pana omenească, Lupta politică, luarea de mită, frauda, se văd la tot pasul, se pare că oamenii sunt hotărâți să conducă sau să nimicească. Și, în următoarea declarație, continua același autor, ei sunt gata să maltrateze și chiar să omoare pe cei care nu doresc să fie conduși de ei. Uh, Prietenii, cred că acestea sunt relevanțe, sunt expresii care arată clar ceea ce uh, ni se spunea cândva. Pentru a trece de partea unei adevăr nepopular este nevoie de curaj, statornicie, hotărâre, perseverență și foarte, foarte multă rugăciune. În Psalmul 84, versetul 5, ni se spune foarte frumos: ferice de cei ce își pun tăria în tine, tăria lor în Domnul în a căror inimă locuiește încrederea. Atenție! Nu vine și pleacă încrederea ca un vizitator, ci spune ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește, adică trăiește, are domiciliu în casa inimii tale, locuiește încrederea. Deci nu vine și pleacă. Este o încredere permanentă, 24 de ore, 7 zile pe săptămână, Încrederea locuiește în inima omului. Ferice de cei ce își pun tăria, nădejdea, credința în Dumnezeu și în a căror inimă locuiește încrederea. Prieten, am ajuns la un punct sensibil în acest subiect. După rafala acestor declarații care te îngrozesc, vocea balaurului în ultimii trei ani, această voce o veți auzi în toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie, în scurt timp de acum înainte, această voce va fi repetată. Vreau să vă fac o declarație care mi-aparține și mi-asum responsabilitatea. spune -mi ce tată ți ales ca să spun unde îți vei petrece veșnicia. Dragii mei prieteni, e foarte clar că noi ne alegem tatăl. Și odată cu tatăl ne alegem și direcția de mers, ne alegem și destinul, ne alegem și uh, viitorul și finalitatea vieții noastre pe Pământul acesta. Spunem ce Tată ți-a ales ca să spun unde îți vei petrece veșnicia. Această declarație este foarte importantă, dragii mei prieteni. Spunem ce tată ți ales ca să spun unde îți vei petrece veșnicia? Sigiliul lui Dumnezeu, dragii mei prieteni, înseamnă trei lucruri. Caracterul lui Hristos în noi sigilează pe om pentru veșnicie, îl pecetuiește pentru veșnicie. Adopția păcătosului pocăit și convertit în casa împărătească în calitate de fiu sau fică a Tatălui nostru din ceruri. Și punctul 3, sigilarea vorbește sau recomandă recunoașterea lui Dumnezeu, ca Tată, primind semnul lui Dumnezeu și nu semnul fiarei. În contrast cu aceste trei criterii ale sigilării, pe de cealaltă parte avem de a face, în contrast cu caracterul mielului, caracterul lui Hristos, avem caracterul de fiar, care sigilează un destin veșnic pentru oameni, apartenența omului rău care a respins Harul lui Dumnezeu, natural va alege ca să treacă sub jurisdicția și adopția Tatălui Minciunii. Chiar dacă evreii au spus, avem de tată pe Avram, Domnul Hristos a spus, nu? Avram n-a făcut lucrurile acestea. Și punctul numărul 3, în totală opoziție, sigiliul fiarei sau pecetuirea fiarei sau semnul fiarei, primesc semnul fiarei în locul semnului lui Dumnezeu. Iată câteva modele regale de sigilare, din împărății sau țări diferite. Și iată sigiliul, dragii mei, sigiliul lui Ezechia, cu toate elementele de decor care arată apartenența lui la cultura și sistemele de închinare egiptene. Se poate vedea cât de clar. Soarele și aripile ca simbol preluat de la egipteni, după cum se vede și se arată că omul era îndrăgostit de religia antică a închinării la soare. Deci Ezechia nu era un om pe deplin convertit, Ezechia din nefericire era un, un împărat care fusese afectat a cărei minte a fost alertată sau afectată și alterată de teologia și filozofia închinării la soare, dovada sigiliului. Acum aici, în această explicație, avem cele trei expresii din sigiliu, textul de pe sigiliu, a lui Ezechia, fiul lui Ahazia, rege a lui Iuda. Observați că avem lui sau a lui de trei ori. A lui Ezechia, fiul lui Ahaz, a lui Iuda. În regiunea Moldovei, dacă mi-aduc aminte și probabil că și în alte părți, în România avem nume de genul a Sofiei, a Zoiței, a Zanfirei, a Margioalei, etc etc. Interesant că atunci când babilonienii prieteni au venit și au văzut aurul din templu, pentru că Ezechia le arătase acest aur, s-au gândit să vină să ia. Au înconjurat cetatea și au scris un mare editorial cu privire la Ezechia, acest cilindru în care babilonienii au scris povestea tristă a lui Ezechia, precum ar fi închis într-o cet în cetate, cum este o pasăre închisă în propria colivie, Ironic și bagiocoritor. Adică, cu alte cuvinte, babilonienii venise să li se predice Evanghelia, să vadă Dumnezeu care dă comenzi soarelui, dar când colo ce să vadă, n-au văzut decât sigiliul lui Ezechia și realizează că omul pretins împărat al lui Iuda nu este deloc diferit de el, ei, ei, babilonienii. Are același Dumnezeu, ca și noi spuneau babilonienii, nu ne temem de soare că e de-al nostru, dar vrem aurul din templu. Așa va fi și acum, toate lucrurile materiale ni se vor răpi, prieteni, și mă refer la acele lucruri care pentru noi sunt ca aururi. Toate vor fi luate de la noi, cu o singură excepție și anume adopția noastră în casa lui Dumnezeu, Tatăl nostru Ceresc. În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1, ni se spune, apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe munte, pe muntele Sionului, împreună cu el o stătea 144 de care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Iată aici din nou elementul de caracter, pe frunte sau în conștiință, în maniera de comportament se relevă dacă avem sigiliul lui Dumnezeu în caracterul nostru. În a doua Timotei, capitolul 2, versetul 19, ni se spune că totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea, adică având sigiliul acesta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. De ce? Pentru că i-a pecetuit pentru ceruri. Oricine rostește numele lui Dumnezeu, adică Tată, Ava, să se depărteze de călcarea legii lui Dumnezeu, să se depărteze de fără de lege. Deci nu putem, prieteni, să luăm pe buzele noastre cuvântul de Tatăl nostru sau cu numele Domnului nostru Isus Hristos și totodată să călcăm legea lui Dumnezeu sau legea Domnului Isus Hristos. Apocalipsa 13 cu 17 ne spune din nou și nimeni nu poate cumpăra sau vinde fără să aibă sigiliul. Undeva în trecut, dacă ne aducem aminte, Plato a scris el un dialog cu privire la etică, un dialog cu privire la etică, legile, guvernului și așa mai departe, și spunea dacă există cineva surprins în flagrant, comițând un sacrilegiu, fie că e sclav sau străin, nelegiuirea lui să fie scrisă pe față și pe mâini. Interesant, ciudată formă de pedeapsă pentru cei care călcau sau legile pe vremea aceea. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în el și ați fost pecetluiți, sigilați cu Duhul Sfânt care fusese, vă fusese văgăduit și care este o a moștenirii noastre pentru că răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre rau lauda Lui. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți sau sigilați pentru ziua răscumpărării, spunea uh, Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 4, versetul 30 și ceea ce este foarte interesant în Roman capitolul 8 versetul 14 la 16 ni se spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii al a lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să aveți frică, și ați primit un duh de înviere, adică de adopție, care să ne facă să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii a lui Dumnezeu. În cartea Deuteronomului, să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini, să-ți fie ca niște fruntrarii între ochi, adică pe frunte să le scrii pe ușiorii casei tale, pe porțile tale. Deci iată că și Deuteronomul ne spune că aceste legi ale lui Dumnezeu, aceste sfaturi ale lui Dumnezeu, să le punem pe frunte, între ochi, înseamnă pe frunte, și să le punem pe mâini. Dragii mei prieteni, ce pot să vă spun în Matei capitolul 4, versetul 9? A fost odată o vreme în care Domnul Hristos a fost invitat să schimbe locurile pentru o secundă cu răsculătorul acestei lumii și a Universului. Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Adică lasă-mă și pe mine o secundă să fiu Hristos. Lasă-mă și pe mine să fiu o secundă Dumnezeu. Și Domnul Hristos i-a spus că ce este scris, Domnul Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Prieteni, concluzionez în această seară veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, pentru că oamenii se vor alia cu opoziția lui Dumnezeu. Iar datorită acestei, acestei situații, oamenii vor urâ pe acel grup mic de oameni care vor sluji Dumnezeu. Concluzia? Ești sigilat de cel cu care îți petreci timpul. Ești sigilat de cel cu care îți petreci timpul. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar vă iubește Dumnezeu. Ne vom întâlni cu rafala de ură, cu rafala de declarații pe care am prezentat-o. Stați tari în credință. Pentru a trece de partea unui adevăr nepopular, este nevoie de curaj, statornicie, hotărâre perseverentă, și foarte multă rugăciune. E dorința sufletului meu ca în această seară să chemăm încrederea să locuiască cu noi, la noi acasă, încrederea noastră în Tatăl nostru din ceruri și să ne bucurăm de prezența Tatălui nostru din ceruri și prezența Domnului Hristos. Tatăl bun din ceruri, deși am învățat că în această seară vom întâmpina ura, mânia, în numele Domnului Hristos știm că suntem mai mult decât viitor, pentru că Tu ne-ai înfiat, ne-ai înfiat ca fi și fiice ale tale de neputere și curaj, și determinare, să luăm poziție de partea unui adevăr nepopular care ne va scoate din zona noastră de confort. Viața noastră, e a ta. îți mulțumim că ne iubești și ne rugăm pentru dușmanii noștri, pentru convertirea lor. În numele lui Isus, amin.